Bine, v-am găsit! În materialul video de astăzi ne aruncăm un pic uh, o privire asupra uh, vremii din weekendul 11-12 decembrie, weekendul care urmează, un weekend care stă sub semnul ciclonului Justus, care va aduce în zona țării noastre, pe parcursul zilelor de sâmbătă și de luminică, viscol și ploi abundente. Așadar, vorbim de o vreme total neprietenoasă, urâtă, cu ploi prin toată țara, cu vânt prin zonele montane viscol puternic, iar pe parcursul dimineții de duminică am putea avea parte de un scurt episod de viscol, inclusiv prin zona Banatului. De ce se întâmplă acest lucru? Practic, din punct de vedere sinoptic, weekendul acesta aduce în zona țării noastre un ciclon mediteranean ca la carte. Îl vedem pe hartă, în momentul de față, situat undeva în zona Italiei, dar el va avansa ușor-ușor spre regiunea țării noastre, și apoi va avea o deplasare spre nord-est. Acest ciclon cu centrul Baric Justus vine în același timp în fața sa și cu o serie de fronturi atmosferice, un front rece. Poziționat pe sud-est, un front cald poziționat pe direcția nord-sud, și în același timp se va alimenta cu umiditate suplimentară și din bazinul Mării Negre, ceea ce înseamnă că va duce la precipitații importante din punct de vedere al temperaturilor. Maximele zilei de sâmbătă urcă chiar spre 6, 8, 9 grade în cea mai mare parte a țării, cu excepția sud-estului Munteniei și Dobrogei, unde ajung la 10-12 grade, în timp ce pe nordul Moldovei sau zonele deluroase ale regiunii, respectiv prin depresiunile Transilvaniei și zonele montane, vorbim de 2-4 grade, pe creste maxime negative, minus 2-4 grade. Ziua de duminică vine cu o răcire prin Banat, Crișana, nordvestul Oltenii, zone unde nu mai trecem de 0,2 grade, valori care sunt posibile și prin nordvestul extrem al Moldovei dar prin zonele montane maximele vor fi doar negative, minus 0 spre minus 2 grade, iar pe creste minus 4 grade. În restul țării, regimul termic rămâne în continuare mai cald decât normalul perioadei, cu maxime spre 7-8 grade, iar prin sud-estul Munteniei, sudul Moldovei și Dobrogea chiar 11-12 grade. În ceea ce privește minimele, lucrurile stau destul de simplu, vorbim de valori nocturne, atât sâmbătă, noaptea cât și duminică, noaptea de sâmbătă spre duminică, mult peste ceea ar trebui să fie normalul perioadei. 4, 6, 7 grade prin Ortenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea, în timp ce prin Banat, Chișana, Maramule, și Transilvania și Nordul Moldovei ne oprim la 1, 2 grade, iar în zonele montane, minus 12, minus 4 grade, cu minus 7, minus 8 grade pe creste. Noaptea de sâmbătă spre duminică iarăși aduce minime de 12 grade prin sud-estul Munteniei, sudul Moldovei și Dobrogea, în timp ce în restul țării avem 6, 8 grade, Banatul, Crișana și zonele montane vor avea parte de minime de la 0 spre 2 grade, iar pe creste sunt posibile valori ușor negative, minus 1 spre minus 2 grade. În ceea ce privește regimul de precipitații, sunt prezente precipitațiile încă de la început în nopții de vineri spre sâmbătă, prin Muntenia, Dobrogea, Moldova, zonele montane, aici spre domnul Lapovica și în O cu prima parte a dimineții, ciclonul mediteranean despre care am vorbit pătrunde prin sud-vestul sud țării aduce ploi prin Oltenia, prin sudul Banatului, în timp ce prin munții Banatului predomină lapovițele și ninsorile. Până la orele prânzului și după amiaza, ploile moderate și chiar abundente cuprind Oltenia, Muntenia, seara ajung și prin Moldova, Transilvania și sudul Dobrogei, în timp ce în zonele montane ninge abundent. Noaptea de sâmbătă spre duminică vine cu ploi în toată țara, în la munte, pentru ca odată cu dimineața zilei de duminică și pe parcursul prânzului, aria precipitațiilor să se restrângă spre Banat, unde ploile se transformă în Lapoviță și în insori, Crișana, unde vorbim de ploi, Maramureș ploi, Nordul Moldovei ploi, iar în zonele montane Lapoviță și în Spre seară ploile revin și prin Muntenia și nu este exclus să avem pe aici parte chiar de fenomene elemente. Electrice. Cantitățile așteptate de precipitații ajung în zonele montane chiar la 90-100 de litri pe metru pătrat În timp ce prin Ortenia, prin vestul Munteniei se pot acumula 35-40, izolat 50 de litri pe metru pătrat În restul țării vorbim de 10-15, izolat 20 de litri pe metru pătrat Denotat în zonele montane predomină ninsorile, ninsori care vor aduce 5-10 mm în plus, inclusiv prin zona banat. Vântul, odată cu seara zilei de sâmbătă, începe să fie puternic prin Muntenia, prin zonele montane, prin sud-estul Transilvaniei, unde se pot atinge rafale și de 50-60 de km pe oră, iar pe crestele montane chiar spre 70-80 de km pe oră. Așadar, în ceea ce privește stratul de zăpadă, putem uh, spune că stratul de zăpadă din zonele montane primește întăriri consistente și va ajunge să măsoare chiar și peste 50-60 de cm prin meridionale. Un prim strat efemer de zăpadă se va depune duminică și prin banat, 2-4-5 cm. În dimineața zilei de duminică, după cum am spus, uh, în zona Banatului am putea avea parte inclusiv de un episod de visc. Așadar, un weekend total neprietenos, cu o vreme neplăcută, dar din păcate nu cu atât de mult așteptatele ninsori. Ci cu ploi, ploi sănătoase în zonele montane și deluroase, și trebuie să luăm în calcul și să urmărim inclusiv avertizările hidrologilor, pentru că există riscul inclusiv al unor viituri. Chiar dacă vremea va fi total neprietenoasă cu noi în acest weekend, noi vă dorim să vă bucurați de aceste zile, să le petreceți alături de cei dragi. La căldură și în așteptarea unor sărbători de iarnă, care, poate, cine știe, ne vor aduce și noi, și nouă, zăpada mult așteptată. În același timp, pentru a fi la curent cu tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere meteorologic, nu uitați, comunitatea Prognoze Meteo acoperă toate rețelele sociale de la blog, Facebook, Instagram, Twitter și, bineînțeles, noile rețele aflate pe trend. TikTok sau Telegram. Vă mulțumim că ne sunteți alături. Un weekend minunat să aveți!